poate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea. 800 de euro în această dimineață pot ajunge la Cluj, unde ne așteaptă Bogdan. Bună dimineața! Hei, salut, Bogdan! Salut! Bună dimineața, bună dimineața! Ce salutare. Faci? Să trăiești! Da, uite, m-ați prins la vulcanizare. Acum schimb cauciucurile de... Adică îmi pun cauciucurile de vară. Târziu, târziu. Da. Târziu, da, așa e când ai copil mic, așa că... Hei, să trăiască. Dar mulțumesc. Cu atât mai mult, fii responsabil, te rugăm. Cu înveloparea corectă a mașinii. Da, dar nu am circulat foarte mult și atunci de asta. E o figură de stil asta cu anveloparea, să nu începeți acum să mă criticați că nu știu să vorbesc corect românește. Stimați ascultători! Bogdan! Da. Așadar, da, te-am găsit la vulcaniz. Ai și tu vreun băiat cu tine? Gen... am ieșit că e zgomot. Să oprești lucru. Cât e, nu știu cât la vulcanizare, dacă sunt întrebări din zona auto, poate, dar dacă nu, nu știu dacă mai sunt poate. În fapt divers și nu poți să știi niciodată. Sunt din fapt exact. Ar fi ceva din transporturi. Da, ok. Pe coadă. Auzi, Bogdane, câte rampeau acolo? Scuze, puteți repeta întrebarea. Câte rampeau la vulcanizarea asta? Da, nici au rampe într-o curte undeva. Deci două locuri, să zic așa. A, e echipă mică, du-te mă, stai cu ei. Bogdane, că dacă era de aia mare, atât... înțelegeam. Dar așa faceți ceva, o echipă mai intimă. Promite-le sunt oamenilor. Sunt destul de prins și m-am depărtat un pic, așa că... O să stau singur de data asta. No, bine, Bogdane. Acasă, bine. Da. Atunci facem lucrarea numai așa, noi trei și cu facem tine patru. Lucrarea solo. Da. Gata. Bine, Bogdan, începem? Da, începem. Hai. Haide. 100 de euro. La prima întrebare puteau sigur să te ajute, băieți. Dar cred okay. că te descurci și tu. Bogdan, spune-ne, pentru 100 de euro, în ce județ se află Podgoriile Murfatlar? Murfatlar? Si. Vrancea. Vezi? Dacă stăteai cu băieții de la vulcanizare, acum aveai 100 de euro garantir. Cred că băieții știu mai mult cu fata în iarbă. Ai timp să te întorci la ei, să-i întrebi? Ia, întreabă-i. De curiozitate? Mă, știți unde e Murfatlarul? În ce județ? Hai că suntem... Constanța, oare? Cred că m-am... Da, bre. Da, dar întreabă-i și pe ei, te rugăm noi frumos. Da. Băi, vezi? Da, au plecat băieții. Mașina mai e? Da, acum a plecat. Știți unde e Murfatlar? În ce județ? În ce județ? Nu știți, nu. Nu mă puteau ajuta oricum. La Cluj nu prea se bea vin. Nu, să cu acui mai frig și... Știi tu mamă, ceva? Dar exact pe ce nu prea sunt eu cu băutura. Mulțumesc. Ce știi să faci ceva cu Dani și la concursul ăsta al nostru? Trebuie să nu e pentru cine se pregătește, pentru cine se nimerește. Zizaf. Exact, zic că știai exact, ceva exact. Cu Vrancea, că e vin, că e Focșaniu acolo, că se face mult vin. Da. Acum asta o mulțime de... Da, o sumedenie de regiuni viticole în România, adică România din punctul ăsta de vedere e binecuvântată. Se face vin bun în foarte multe locuri, da. De. Da. Ce să facem, mă, Bogdane? Ne pare rău. Mulțumim pentru bani, pentru că ne-ai lăsat 100 de euro. Plecăm mâine de la 200. Și te mai așteptăm. Da, mi-am dat seama după aceea că în Constanța, da, asta e, m-a prins într-un moment în care chiar nu mă puteam concentra foarte bine. Dar da, mulțumesc de telefon, încercăm altă dată. Bogdane, să ai noroc și să ne reauzim. Numai bine. Baftă. Pa, pa. Nu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine. Deșteptarea la Europa FM.